Domnule prorector, stimați colegi, dragi studenți, atât prezenți aici în sală, cât și cei care ne urmăriți în mediul online, îmi revine onoarea să deschid anul universitar 2020-2021. Așa, după cum vedeți, acest an universitar se deschide în condiții speciale. Evident, sănătatea contează, e cea mai importantă, o punem pe primul loc, dar nu vom neglija niciuna din celelalte îndatoriri care ne revin. Știu că ne veți urmări cu atenție și vă transmitem mesajul că vom încerca să compensăm această distanțare fizică printr-o apropiere mai mare sufletească. Dați-mi voie, în primul rând, să transmit un mesaj bobocilor de anul întâi. Le urăm bun venit în Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. Începând de astăzi vor fi studenții noștri și le urăm un călduros bun venit. Încercăm în ceremonia de astăzi, care se va desfășura, din păcate, mai mult online, să specificăm anumite lucruri legate de structura facultății. Vom prezenta conducerea facultății și a departamentelor facultății noastre și vă vom transmite o serie de informații utile pentru activitatea dumneavoastră viitoare. Pentru început, îl invit pe domnul prorector Dan Sălișteanu, prorector cu cercetarea și relațiile cu mediul economic, să ne transmită mesajul conducerii Universității din Craiova. Domnule prorector, vă rog. Mulțumesc. Stimatele domnule decan, stimați colegi, dragi studenți, îmi revine onoarea să vă transmit un cuvânt de bun venit din partea conducerii Universității din Craiova, a domnului rector, profesor universitar dr. Cezar Ionuț Spânu. Într-adevăr, sunt condiții atipice, dificile, dar sunt convins că împreună, în acest nou an universitar, vom încerca să rezolvăm toate problemele delicate ale învățământului la distanță. Astăzi, în Senatul Universității din Craiova, au fost aprobate o serie de măsuri și proceduri pentru desfășurarea în bune condiții a activității didactice. Aș vrea să transmit studenților, reprezentanților care sunt aici în sală, bobocilor, dar și celor care ne urmăresc, să aibă rezultate cât mai bune, să încerce să se concentreze pe activitatea de învățare și să profite de toate facilitățile oferite de către Universitatea din Craiova și, în special, de Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică este una dintre cele mai puternice din universitate, cu rezultate deosebite, cu legături puternice cu mediul economic. În continuare, partenerii facultății și universității stau la dispoziția studenților cu o serie de activități, precum internshipuri, stagii de practică, cluburi, cercuri studențești, toate menite pentru dezvoltarea carierei studenților. După cum probabil mulți dintre dumneavoastră știți, în această perioadă are loc și o activitate extraordinară de reabilitare a campusului facultăților cu profil electric, Facultatea de Automatică și Facultatea de Inginerie Electrică. Profităm, într-un fel, de această pandemie pentru a reconstrui acest campus și pentru a oferi studenților condiții de învățare, de pregătire la nivel european. Doresc să felicit și noua conducere a Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, să le urez putere de muncă, seriozitate și implicare pentru rezolvarea acestor probleme dificile. De asemenea, rog pe colegii mei, cadrele didactice auxiliare, să sprijine în continuare acest proces de învățământ desfășurat în condiții atipice. Bobocilor le doresc să se adapteze, să țină legătura pe toate mijloacele media cu colegilor, cu organizația studenților din Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică și să se pregătească cât mai bine. Vă doresc tuturor un an universitar plin de realizări și mai ales cu multă sănătate. Vreau să urez studenților Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică un an universitar
plin de succese și realizări. Și totodată vreau să vă asigur că noi, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, este alături de voi pentru a vă asigura cele mai bune condiții de formare, cele mai bune condiții de cazare, cele mai bune condiții de a vă petrece acești ani ai studenției în, alături de noi și împreună, tocmai pentru a vă îndeplini visurile legate de cariera voastră. Pentru că atunci când vorbim de vise, întotdeauna avem nevoie și de realitate. Universitatea din Craiova și, desigur, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică a câștigat în cadrul acestei facultăți un proiect ROSE pentru a asigura studenților în anul întâi o serie de cursuri recuperative privind discipline mai dificile, cum sunt matematica, fizica, discipline de specialitate și, fără îndoială, și o serie de elemente legate de orientarea în carieră. Totodată, Universitatea din Craiova, pentru Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, a depus și a câștigat o serie de proiecte care asigură o infrastructură de top pentru facultatea noastră și mă refer aici la două proiecte de reabilitare și consolidare, modernizare a clădirilor Facultății de Automatică și Inginerie Electrică. Respectivele proiecte sunt într-o valoare totală de 14 milioane de euro și, desigur, sperăm să putem fi finanțați și pentru al treilea proiect într-o valoare similară. Prin urmare, Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică și Facultatea de Inginerie Electrică, reușește să atragă pentru a putea asigura o infrastructură de înaltă ținută în jur de 21 de milioane de euro. Sigur, aici, în spatele acestor cifre, există multă muncă, dar și multă pasiune și dăruire din partea cadrelor didactice, tocmai pentru a putea asigura studenților tot ce este mai bun. Pentru că, cu siguranță, studenții facultății noastre, studenții Universității din Craiova, merită tot ce e mai bun. Dragi studenți, vreau să vă precizez faptul că facultatea noastră este structurată în trei departamente și voi invita în continuare cei trei directori de departament să vă explice pe scurt structura acestor departamente și să vă adreseze un mesaj de bun venit acum la începerea anului universitar. Departamentul de automatică este și electronică. Este unul din cele mai vechi departamente și putem spune că își are originea în înființarea facultății noastre în urmă cu mai bine de 50 de ani. Și la ora actuală este al doilea departament ca mărime din facultatea noastră după cel de calculatoare și tehnologie informației. Avem, nu știu dacă sunt prezentate datele în timp real, dar vă pot spune câteva date despre numărul de studenți pe care îi școlarizăm și despre specializările pe care le susținem. Prima dintre ele și cea mai puternică este cea de automatică și informatică aplicată, cu un total de 335 de studenți pe cei 4 ani de școlarizare. Urmează ingineria sistemelor multimedia, cu un număr de jumătate, de 178 de studenți scolarizați pe perioada de 4 ani și departamentul de specializare de electronică aplicată, cu un număr de 127 de studenți. De asemenea, la ciclul de master, susținem două mastere. Cel mai dezvoltat este de sisteme automate incorporate, cu un număr de 69 de studenți în total pe cei 2 ani și mai există cel de tehnologii informatice în ingineria sistemelor, care are un număr de 58 de studenți. Deci este o cifră de școlarizare mare, dar care zic eu că este adaptată la cerința de pe piața muncii din regiunea noastră. Pentru că, până la urmă, ceea ce încercăm să facem noi aici este să creăm absolvenți bine pregătiți pentru o desfacere pe piața muncii, mai ales în zona noastră, în regiunea noastră, în regiunea Olteniei.
Și din acest punct de vedere, ce pot să vă spun este că ați fost niște... dacă puteți închide pe ea. Ați fost inspirați când ați ales această opțiune. Ați venit la Facultatea de Automatică pentru că, într-adevăr, Facultatea de Automatică este cea mai bine orientată pentru piața muncii dintre toate facultățile Universității din Craiova. Aș vrea să vă ofer niște cifre, nu le am, dar ce pot să vă spun este că gradul de inserție după un an sau doi de la terminarea facultății este de peste 80%. Nemai vorbind că se poate lucra chiar din ultimii ani. Asta este o dovadă a faptului că orientarea noastră este cea bună. Firmele de domeniu pe care le veți vedea, uite, chiar acum sunt expuse. Vedeți că sunt un număr mare și sunt angajatori foarte serioși. Toată lumea a declarat că sunt, în cea mai mare măsură, foarte mulțumiți de absolvenții noștri. Ceea ce doresc să transmit studenților de anul întâi este faptul că vom încerca încă de la început să creăm un parteneriat. Suntem parteneri într-un proiect de 4 ani, la finalul căruia este de dorit ca dumneavoastră să vă găsiți împlinirea idealelor dumneavoastră profesionale printr-o angajare la o firmă de prestigiu care să vă aducă satisfacții în viața profesională, dar și în viața personală. Din acest motiv, îmi permit să vă urez să fiți optimiști, să fiți motivați, să fiți entuziaști și să participați, dacă se poate, cu cât mai mult drag, la toate activitățile pe care vi le propunem prin curicula din planul de învățământ al facultăților, pe care le veți găsi pe site-ul nostru. Mult succes și vă mulțumesc foarte mult! În continuare trecem la al doilea departament, dar cel mai căutat din facultatea noastră, și anume Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației, care îl are ca director pe domnul profesor universitar doctor inginer, domnul Marius Brezovan. Mă bucur, în primul rând, că sper să puteți să vedeți această festivitate în sistem online. Îmi pare rău că nu s-a putut altfel. Ce pot să vă spun despre Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației? El, într-adevăr, ca și domeniu, este foarte căutat pe piața muncii și probabil din acest motiv avem o căutare destul de mare. Din punct de vedere al programărilor de studii, la licență avem 2 programe care sunt total în oglindă. Calculatoare cu predare în limba română și calculatoare cu predare în limba engleză. Ca număr total de studenți sunt aproximativ 320, cu mici variații și la calculatoare română și la calculatoare engleză. Cam în fiecare an de studiu sunt 3 grupe și 6 semigrupe. Iar în ceea ce privește partea de master, avem 3 mastere, la fel echilibrate ca și programele de licență, și anume Ingineria Software, Information System for Business și Ingineria Calculatoare și Comunicațiilor. Un program este în engleză și alte 2 sunt în română. Și aici numărul de studenți este aproximativ egal, în jur de 60 de studenți, deci în concluzie numărul de studenți de la master este cam jumătate din numărul de studenți de la licență. Poate v-ați întrebat la tutorii de ani de ce noi am pus 3 tutori de an, de fapt sunt 3 tutori de grupă, pentru că vreau ca din anul întâi să fiți foarte bine îndrumați și să luați la cunoștință tot ce se poate face în facultatea noastră. Din acest motiv, fiecare grupă are tutorele său. Veți fi contactați prin sistem online pe Google Classroom. Fiecare grupă va avea o clasă în Classroom dedicată special tutoratului.
în care o să vi se comunice și o să puteți să luați legătura cu respectivii tutori de an și să aflați tot ceea ce este necesar și tot ce trebuie să știți ca să vă desfășurați în bune condiții activitatea didactică. Îmi pare rău că anul acesta o să începem online, partea de cursuri și partea de seminarii, partea de laboratoare, conform procedurii care a spus-o domnul prorector, cred că, sau pe domnul decan, da, la Senat, o să fie primele săptămâni, o să fie online, iar acolo unde este cazul, în ultimele, probabil, 3 săptămâni, o să fie un modul în care s-ar putea să fie și un site. În ceea ce privește atractivitatea domeniului, din punctul nostru de vedere, este pe de o parte foarte bine, pentru că studenții noștri au șansa să se angajeze la firmele de profil de IT din Craiova și care nu sunt puține și sunt firme deosebite. Multe dintre ele sunt multinaționale, dar nu numai, pentru că avem și firme românești care sunt recunoscute internațional. Vedeți, de exemplu, firma Syncrosoft, dau un singur exemplu, cu oxigenul. Ei beneficiază de programe de practică în anul 2 și 3, de asemenea de stagii de internship și reușesc să se angajeze în ultimii ani, din păcate, din punctul nostru de vedere, poate chiar în anul 2, ceea ce cred că este totuși puțin cam prea devreme. Deci rugămintea mea este atunci când intrați în anul 1 și ați intrat deja, să mai așteptați măcar 2 ani ca să vă faceți o bază de cunoștințe cât de cât solide și abia după aceea să încercați ca să vă angajați. Dacă vă angajați în anul 2, o să pierdeți o mare parte din contactul cu facultatea, pentru că programul este să fie mai limitat și atunci din studenții care sunteți foarte buni, o să rămâneți în continuare foarte buni, dar foarte, foarte specializați acolo în firmele în care lucrați. Dacă vă angajați mai târziu, în anul 3-4, lucrurile sunt mai bune pentru că deja aveți un background care vă poate folosi în diversele tipuri de specializări pe care le au firmele noastre. Sper să colaborăm foarte bine. Noi suntem la departament 30 de cadre didactice și 4 cadre didactice asociate. Colegii mei o să vă dea tot sprijinul și toată înțelegerea de care aveți nevoie. Trebuie doar să apelați sau eventual să comunicați și să le spuneți problemele. În ceea ce privește partea de examinare, o să mai avem timp să mai discutăm eventual după ce trece prima jumătate a acestui an. Încă o dată vă felicit pe cei care sunteți acum în anul 1, vă urez succes, le urez succes la toți studenții care sunt la noi în facultate și, bineînțeles, la noi în departament și sper să terminăm cu bine acest an care a început destul de neplăcut și sub auspicii nu foarte, foarte bune. În continuare, îl invit și pe domnul profesor Dorian Cojocaru, directorul Departamentului de Mecatronică și Robotică, să ne adreseze un cuvânt acum la început de an universitar. Înțeleg că în online întâlnirea noastră este urmărită. Presupun că cei mai atenți sunt studenții din anul 1. De obicei, orice început ar însemna și o emoție. Sunt alături de ei pentru că am și eu o emoție, pentru că dintr-o conjunctură n-am mai vorbit de mult în acest context. Dar sunt obișnuit cu aula. Am ținut multe ore aici, e drept, fără microfon, și probabil că un pericol este să încerc să țin o lecție, un curs. Nu e asta intenția mea. Încerc să fiu scurt, am să vă spun 4 idei. Prima dată, ce înțelegem noi prin mecatronică? A doua oară, cum vedem noi robotica? A treia oară, să încerc totuși să vă dau 2 sfaturi? Și în al patrulea rând, să vă împărtășesc o bucurie recentă a colectivului nostru. Ce este mecatronica? Noi vedem aici mecatronica ca o știință integratoare. M de la mecanică, E de la electronică, C de la calculatoare, A de la automatică.
Un exemplu de produs e camera de la vedere din fața mea. Are angrenaje mecanice, pârghii, are motoare, are senzori, circuite electronice, un procesor care este programat. Deci este un produs mecatronic. Ce e despre roboți? N-am să încep să vă dau definiții. Probabil că sunteți la curent. Observați ce se întâmplă în jurul nostru, observați încotro se îndreaptă societatea. Ce aș vrea să vă spun? Noi nu vedem aici roboții numai în latura lor industrială. Sigur, avem Ford aici, unde sunt zeci de roboți, dacă nu mai mult. Avem pe industria orizontală foarte mulți furnizori de servicii, inclusiv de cercetare, care lucrează în domeniul roboticii. Noi vedem robotica integrată în toate domeniile vieții sociale. Vă dau numai un exemplu. Avem un contract de cercetare în care am angrenat chiar și un student din anul 2 și doi studenți de la masteranți, care are ca scop acest proiect un scaun mobil, inteligent, care să fie ghidat după privirea, după mișcările capului, după mimica celui care o folosește și care are nevoi speciale. E numai un exemplu. Punctul 3. Câteva sfaturi. Studenții ne spun că viața în facultate nu e ușoară. Știm. Nici viața noastră, a departamentelor, cadrelor didactice, cercetătorilor, nu e ușoară. Sunt diverse dificultăți. Uneori ni se reproșează că noi, cadrele didactice, vă cerem prea multe cunoștințe teoretice și încercăm să vă transmitem deprinderi generale. Mulți studenți și-ar dori aplicabilitate imediată. Noi ne gândim că dumneavoastră veți termina studiile, licența, vă doresc, în 2004, masterul în 2006, puteți 2026, scuzați-mă, înseamnă că veți avea 10 ani vechime în 2036. Gândiți-vă cum va arăta societatea atunci. Care vor fi sistemele inteligente? Din acest motiv, vă rog să tratați cu înțelegere. Să fiți reactivi, să le cereți colegilor, cadre didactice, să colaboreze și să se adapteze la dorința dumneavoastră. Sunt sigur că o vor face. Nu fiți pasivi. Al doilea sfat. Avem tot felul de activități în facultate. E bine să vă integrați. Avem, de exemplu, cercuri pentru roboți mobili. Studenții din facultatea noastră, de la toate departamentele, un singur exemplu, au fost la un concurs la care au participat 46 de echipaje din țară, au fost între primii și s-au calificat la faza internațională. Roboții mobili, cu senzori, recunosc obstacole, își reglează traiectoria, încearcă să ajungă cât mai repede la destinație. Studenții care au manageriat aceste echipe și membrii studenți au fost din toate departamentele din facultate. E numai un exemplu. Aveți posibilități să vă integrați în astfel de cercuri studențești, ceea ce vă poate ajuta la pregătirea dumneavoastră. Ultimul punct. O bucurie de ultim moment pentru departament, cred că pentru facultate, cred că pentru universitate. Spunea colegul meu că acum 50, aproape 60 de ani, domnul profesor Belea a înființat învățământul de automatică și calculatoare la Craiova. După 30 de ani, un alt profesor din Craiova, domnul profesor Mircea Ivănescu, a pus bazele învățământului de robotică aici în Craiova. Și aici avem o școală doctorală. Este singura din țară. După regulamente, ca să poți să faci o altă școală doctorală, îți trebuie 3 cercetători, cadre didactice, cu activitate recunoscută pe plan național și internațional, care să aibă dreptul să coordoneze cercetare doctorală. Am reușit, aici la Craiova, cu finalizarea acum câteva zile, ca 3 cercetători, cadre didactice, de la Universitatea Transilvania din Brașov, să primească recunoașterea de conducător de doctorat. Când sunt 3 respectivii cercetători, pot să facă o nouă școală doctorală. Adică, la Universitatea Transilvania din Brașov, dincolo de Carpați, o universitate, un colectiv de la noi din Craiova, de la sud de Carpați, a titorit
O nouă școală este o prioritate care nu mai poate fi negată. Dacă ai fost într-o cronologie primul, nu vei ajunge niciodată al doilea. Suntem foarte mândri de această realizare și discutând cu domnul profesor Mircea Ivănescu, dânsul m-a întrebat de ce nu popularizezi această realizare. I-am spus că azi voi avea un prilej bun să vă transmit dumneavoastră studenților și colegilor bucuria pe care o avem față de această realizare. Cred că am vorbit prea mult, mi se reproșează de multe ori asta, o recunosc, poate că are legătură și cu profesia. Le urez studenților din anul întâi, dar și tuturor celorlalți studenți, să beneficieze de tot ceea ce noi, colectivul de la această facultate, le poate oferi mai bine. Așa cum ați observat din primele alocuțiuni, cei trei directori de departament vor avea o sarcină grea în următorii 4 ani. Anul acesta am avut cel mai mare număr de boboci la anul întâi, la licență, și anume 377 de studenți înscriși la anul întâi, care de astăzi încep cursurile la noi în facultate. Le doresc celor trei directori de departament multă putere de muncă și înțelepciune să conducă departamentele dumnealor la rezultate foarte bune. Sunt convins că studenții care astăzi încep drumul la noi în facultate vor avea rezultate deosebite. Activitatea decanului este una destul de complexă și din acest motiv are două ajutoare, să le numesc așa. Avem doi prodecani care sunt destul de tineri, relativ tineri, și o să invit în continuare să vă prezinte câteva aspecte legate de activitatea lor în facultate. Mai întâi îl invit pe domnul prodecan Eugen Ganea, prodecanul cu probleme studențești, să vă spună câteva lucruri legate de cum va începe activitatea dumneavoastră, de problemele care le puteți întâmpina, și sunt convins că și cu ajutorul domniei sale vom trece cu bine peste aceste momente delicate. Traversăm o perioadă grea, într-adevăr, dar începem activitatea și activitatea, vreau să vă spun că nu este opțională, mai ales partea de laboratoare și seminarii, partea aplicativă, dar și partea de curs. Așa că v-aș ruga să fiți prezenți chiar și online, sau să fiți prezenți online la toate aceste activități. Pe partea de învățământ și probleme studențești, ne-am organizat astfel încât avem tutori, cum spunea domnul director de la Departamentul de Calculatoare, la calculatoare avem chiar câte un tutor pentru fiecare grupă. Avem tutori de la anul întâi, colegii mei care sunt tutori la anul întâi și ceilalți colegi, dar mai ales colegii de la anul întâi, au creat deja clasele în Google Classroom, clasele pentru activitatea de tutoriat. O să-i amintesc pe toți, o să le spun numele, pentru că dacă mai sunt printre dumneavoastră studenți care nu au apucat să răspundă invitației de a intra în aceste clase, să știți pe cine să căutați. La domeniul de studii automatică și informatică aplicată, tutor este doamna profesoară Camelia Maican. La domeniul de studii calculatoare, tutor sunt domnul profesor Marius Marian, domnul profesor Ioan Lemeni și eu, adică respectiv Eugen Gană. La domeniul de studiu calculatoare în limba engleză, tutor sunt domnul profesor Eugen Dumitrașcu, domnul Lucian Bărbulescu și domnul profesor Nicolae Enescu. La domeniul de studiu Ingineria Sistemelor Multimedia este tutor doamna profesoară Andreea Iacob. La domeniul de studiu Electronică Aplicată este doamna profesoară Diana Firincă. Și nu în ultimul rând, la domeniul de studiu Mecatronică și Robotică este doamna profesoară Cristina Reșceanu. Ei vă vor ajuta pentru, cel puțin pentru început, dar am stabilit împreună cu dânsii să aveți întâlniri regulate folosind Google Meet, în care să vă răspundă la toate întrebările și în care să vă ghideze în acest început special, să spunem. Eu nu vreau să spun că e greu, e special doar.
pentru că toate momentele mai complicate din viața noastră aduc tot timpul și oportunități. Și rugămintea ar fi să beneficiem împreună de aceste oportunități. Pentru toată comunicarea cu, nu numai cu tutorii, cât și cu cadrele didactice cu care veți avea ore în acest semestru, dumneavoastră aveți la dispoziție contul instituțional, toți studenții au o astfel de adresă, care va fi folosită atât în activitatea didactică, cât și în partea de evaluare, dacă până atunci lucrurile nu se vor normaliza și nu ne vom întoarce fizic la școală. Ca ultimă parte, vreau să vă spun mult succes în anul acesta care începe și depinde de noi într-o bună măsură cum veți pregăti, dar în mare măsură depinde de dumneavoastră și de implicarea dumneavoastră. Mult succes! Facultatea noastră este un lucru bine cunoscut, are relații deosebite, excelente le pot spune, cu partenerii din mediul economic. Atractivitatea facultății noastre, așa cum spunea domnul director Marius Brezovan, se datorează și acestor colaborări, dezvoltării pieței IT din zona noastră a Craiovei, a Olteniei, și veți vedea în continuare care sunt, ce comportă aceste colaborări cu firmele din zona noastră. Îl invit pe domnul prodecan Marius Marian, responsabil cu relațiile cu partenerii din mediul socioeconomic, să ne spună pe scurt care sunt aceste coordonate ale colaborărilor noastre. E o zi și plină de veselie, dar și tristă. O să fac rapel la ce a spus domnul profesor Cojocaru, mă uit la această sală și este goală. Și de multe ori, îi cer scuze domnului decan că o să fac o mică paranteză, de multe ori am fost în această sală și mai ales în evenimentele speciale, cele de tipul acesta, de deschiderea anului universitar, sala zumzăia, fremăta, era un sunet în continuu. Astăzi, studenții noștri nelipsiți, nu știu pentru câtă perioadă, nimeni nu știe acest lucru, probabil trebuie să ne adaptăm și să învățăm să trăim cu această nouă realitate. Nu este un lucru confortabil pentru nimeni, nici pentru noi, cred că nici pentru dumneavoastră. Cu toții încercăm să facem ajustări la propriul comportament, la propria abordare profesională, astfel încât să trecem prin această perioadă. Cât va dura, vom vedea. În ceea ce privește legătura facultății noastre cu mediul socioeconomic, este un domeniu în care cu toții ne implicăm, avem relații excelente, cum au spus toți antevorbitorii mei, și în care au existat câteva realizări de-a lungul timpului. Noi, domnul prorector Dan Sălișteanu este aici, am avut ocazia alături de dumnealui să organizăm inclusiv târguri de joburi împreună și cu organizația studențească, în care firmele veneau și concurau pentru dumneavoastră, pentru studenții noștri. Din păcate, în acest moment vom vedea cum se mai pot organiza astfel de evenimente. Vom continua un program de tradiție al facultății, cel în care săptămânal, în fiecare miercuri, de obicei în aula Constantin Belea, de acum înainte în online, vom organiza întâlniri cu companiile partenere din Craiova, din regiune, respectiv din țară. Avem un parteneriat puternic cu o sumă de companii care și-au manifestat, chiar și în aceste vremuri dificile, interesul de a interacționa cu voi. Sper ca genul acesta de interacțiuni să transmită o motivație suplimentară pentru dumneavoastră, studenții noștri, astfel încât să aprofundați anumite subiecte, anumite tehnologii, anumite propuneri care vin din partea acestor companii. Până la urmă este vorba de cariera dumneavoastră viitoare. Un alt aspect care poate fi de interes pentru dumneavoastră este domeniul acesta al relațiilor internaționale, în mod particular al mobilităților. Totul a mers minunat până în martie anul acesta, când a început pandemia și dintr-o dată lumea a început să se închidă, granițele să se închidă și toată această mobilitate ușor-ușor să dispară. Marele avantaj este că avem acest spațiu virtual al online-ului, în care genul acesta de mobilități, de acum înainte, vor fi realizate prin realitate augmentată, printr-o altă formă, dar vor fi realizate.
toți partenerii din programul Erasmus pe care îi avem și-au manifestat interesul de a continua aceste mobilități sub formă online și să pună la dispoziția studenților, adică a dumneavoastră, cursuri la distanță la care puteți participa. Vom vedea cum putem organiza cât mai bine genul acesta de interacțiuni. Bun. Ce vă pot ura? Să fiți puternici, să fiți sănătoși, să aveți responsabilitatea carierei pe care v-ați asumat-o prin această admitere din această vară și să încercați să munciți cât mai mult, fiindcă munciți în interesul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Ridicăm puțin nivelul discuției, în sensul că voi invita aici la microfon pe directorul școlii doctorale de la noi din facultate să ne adreseze câteva cuvinte. Veți vedea că și studiile universitare sunt structurate pe 3 cicluri, licență, cel pe care îl începeți astăzi, master și apoi doctorat. Sunt convins că printre dumneavoastră sunt studenți care vor fi atrași de partea aceasta de cercetare și peste 6 ani, par mult, dar veți vedea cât de repede vor trece, vă veți înscrie la cursurile de doctorat ale facultății noastre. Aș vrea să încep prin a saluta audiența noastră, fizică și virtuală, și aș vrea să încep discuția prin a explica puțin ce este cu această școală doctorală. Domnul decan a punctat foarte bine. Putem să privim educația academică structurată pe 3 cicluri, sub forma unei piramide. Baza este formată din pregătirea de-a lungul celor 4 ani în facultatea noastră, pregătirea de bază sau de licență. Urmează pregătirea la master, baza se îngustează, calitatea crește, numărul de studenți este mai redus, dar calitatea sau nivelul cunoștințelor este mai ridicat. Și pe ultimul nivel este vârful piramidei, este reprezentat de ciclul de doctorat. Aici este vorba de mai puțini studenți care se înrolează pe această direcție și lucrurile aici sunt puțin mai profunde și aș vrea să explic puțin lucrul acesta folosind și niște exemple care au fost menționate de colegii mei. S-a discutat foarte mult despre aplicabilitatea imediată pe care ne-o dorim cu toții. Toți dorim să facem lucruri care să fie aplicabile imediat. Dar vreau să vă spun că de cele mai multe ori aplicarea imediată nu înseamnă că lucrurile care se aplică au fost descoperite la momentul în care se aplică. Poate să existe o întârziere foarte mare de decenii, de zeci de ani, dacă vreți, cel puțin zeci de ani înseamnă mult pentru domeniul nostru. Vă dau numai un simplu exemplu. Haideți să luăm cloud computing. Toată lumea vorbește despre cloud computing ca fiind ultima descoperire științifică. Să nu uităm că metacomputingul a fost propus înainte de 90, iar cloud se bazează pe metacomputing, care a fost evoluat ulterior în grid computing, cloud, da? Și acum avem o multitudine de alte astfel de computing-uri, dacă aș putea să le spun așa, edge computing și așa mai departe, da? La fel, conceptul de mașină virtuală, toată lumea vorbește de virtualizare. În teoria compilatoarelor se studiau mașinile virtuale cu mult timp înainte de a se implementa și a se răspândi la nivel global limbajul de programare Java. Da? Și cam acesta este rolul cercetării științifice, să privim înainte, cu risc. Desigur că nu toate lucrurile vor fi imediat aplicabile, poate unele nu vor fi aplicabile niciodată, da? Dar unele dintre ele, vedeți și dumneavoastră, au aplicabilitate practică. Da? Deci cam asta este școala doctorală. Și înainte de a încheia, aș vrea să mă adresez studenților de anul 1. Felicitări că ați ales facultatea noastră. Sper să vă ofere oportunitatea să vă construiți pe baza pregătirii pe care o veți primi aici cariera dorită de dumneavoastră, da? Nu spun unde și în ce direcție. Și vă urez în această perspectivă mult succes și numai bine. În continuare, vom reveni la principalii noștri parteneri ai cadrelor didactice, și anume studenții. Am invitat astăzi doi studenți,
să fie alături de noi la această ceremonie. Este vorba de bobocul șef și de absolventul șef. O să invit întâi absolventul șef, care va fi și boboc în continuare pentru că s-a înscris la cursurile de master, dar astăzi va reprezenta generația care a terminat facultatea de automatică, calculatoare și electronică și a făcut-o într-un mod excepțional. Facultatea oferă foarte multe programe pentru studenți, cum a spus și domnul profesor mai devreme, în fiecare săptămână existau până acum și vor exista și în continuare întâlniri cu firmele care oferă programe studenților de internship sau de practică. Eu personal am participat în primii 2 ani de facultate la cam toate programele care au fost posibile și consider că acest lucru m-a ajutat deoarece m-am făcut cunoscută pe această piață a muncii și apoi din anul 3 am reușit să mă și angajez. În anul 34 am găsit un echilibru foarte bun între facultate și locul meu de muncă. Am reușit să particip la toate cursurile și seminariile, laboratoarele, bineînțeles. Și cred că acest lucru s-a dovedit, implicarea mea a fost dovedită și de media pe care am reușit să o am la finalul facultății. Tot din partea studenților o să-l invit în continuare pe președintele organizației studenților de la facultatea noastră să adreseze câteva cuvinte, în special bobocilor, pentru că vor colabora foarte mult, mai având în vedere condițiile actuale. Vreau să vă urez și eu bun venit tuturor bobocilor, cât și colegilor mei în noul an universitar. Pe scurt, nu o să vă rețin foarte mult, OSACE este organizația studenților din Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, o organizație non-guvernamentală, non-profit, care se ocupă cu reprezentarea studenților la nivelul Consiliului Facultății, a Senatului Universității și ajutarea acestora în diverse probleme sau cum ar fi informarea studenților. Informații cum sunt procesul de cazare, bursele sociale de merit de performanță, mobilitățile Erasmus, care sunt, presupun, foarte importante pentru voi și vreți să știți mai multe detalii. Organizăm proiecte, activități pentru dezvoltarea voastră personală, cât și profesională. Sper să colaborăm în acest an universitar foarte bine. Vreau să vă felicit pentru alegerea făcută, iar am și un sfat pentru voi. Participați la toate activitățile didactice, cât și la cele extracurriculare. Îmbinați plăcutul cu utilul, pentru că studenția este ceva ce nu mai trăiți niciodată. Este cea mai frumoasă perioadă din viața voastră. O invit în continuare pe domnișoara Mitroi Ionela Denisa, bobocul șef, să ne spună câteva cuvinte legat de așteptările pe care le are de la facultatea noastră. Mă simt onorată să mă aflu astăzi aici, într-o zi atât de importantă. Eu mă numesc Mitroi Ionela Denisa, am absolvit Colegiul Național Pedagogic Ștefan Verovan. Pe parcursul anilor de liceu, mi-am descoperit pasiunea pentru matematică și informatică, iar de aceea, în clasa 12, am hotărât că cea mai bună decizie e să vin la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică de aici din Craiova, deoarece studenții de aici au parte de o mulțime de oportunități pentru viitor. Chiar dacă ceilalți colegi nu sunt astăzi aici, eu le urez succes. O invit pe absolventa șefă să înmâneze simbolic cheia facultății noastre și să-i ureze succes colegei boboacă șef. Vă rog, domnișoară, colegii din noastră și pe iurat ceva acum la început de și sper să ai parte de 4 ani foarte frumoși, așa cum am avut și eu. Mulțumesc! Vă mulțumim!
dragi colegi, dragi studenți, vă mulțumesc pentru participare, atât aici de față, cât și cei care ne veți urmări pe mediile de socializare. În încheiere, doresc să vă transmit un mesaj și anume vreau să vă spun că cine dorește să găsească o soluție la o anumită problemă va depune toate eforturile de care este nevoie, cine nu va găsi scuze. Vă doresc mult succes și un an universitar cu multe realizări! Salut! Sunt Victor. Sunt programator la Cafion. Mi-ar fi plăcut să fiu astăzi cu voi în aulă, dar mai toți suntem pe acasă în această perioadă. Noi la Cafion lucrăm remote încă din martie. Și de fapt, toată industria software worldwide a suferit transformări majore în aceste 6 luni de zile. Bineînțeles că nu este la fel ca și cum am fi toți împreună. Cum de altfel sunt convins că și vouă v-ar place să vă vedeți zi de zi la facultate cu prietenii și colegii voștri. Profitați totuși de această perioadă, mai puțin propice pentru socializare și distracție, și direcționați-vă atenția către învățat. De la discipline fundamentale împreună cu profesorii voștri, la proiecte individuale unde puteți să experimentați pe teritorii noi. Vă așteptăm pe 4 noiembrie, la 4 PM, la o întâlnire interactivă unde puteți să aflați mai multe despre compania noastră. Puteți să puneți întrebări, să aflați despre produsele noastre, tehnologiile cu care lucrăm, modul cum echipele noastre interacționează și, bineînțeles, despre oportunități de internship și carieră în Cafion. Vă urez succes în noul an universitar și sper să ne vedem cât mai curând. Sănătate! Salutare, dragilor! Numele meu este Andrei, sunt managerul studioului Ubisoft din Craiova și împreună cu colegii mei vrem să vă urăm un an universitar plin de realizări și multe amintiri frumoase. Începeți acest an în condiții cu totul și cu totul speciale și deosebite, dar suntem ferm convinși că știți ce aveți de făcut și veți aduna amintiri legate de lucrurile frumoase care s-au întâmplat alături de colegii voștri și nu altfel de amintiri generate de pandemia globală. Revenind la anul universitar, noi aici la Ubisoft încercăm să aducem alături de noi cei mai buni și cei mai talentați oameni, așadar străduiți-vă să finalizați acest an
cu note cât mai mari, cu proiecte cât mai interesante și vă așteptăm alături de noi să facem treabă bună și să dezvoltăm lucruri minunate aici în Craiova. Așadar, baftă multă, un an plin de realizări și amintiri frumoase și sper să fim colegi cât de curând. Multă baftă! Bună ziua! Numele meu este George Bâna și reprezint firma Synchrosoft. Suntem bucuroși că împreună cu Universitatea din Craiova și Facultatea de Automatică și Calculatoare am reușit să modernizăm și să dotăm unul dintre laboratoarele facultății și anume Laboratorul de Cyber Security. Firma Synchrosoft este o firmă din Craiova care produce aplicații software apreciate și folosite în toată lumea, inclusiv de cele mai mari firme din lume. Cea mai importantă aplicație fiind Oxygen XML Editor, un produs foarte apreciat atât în domeniul dezvoltării aplicațiilor bazate pe XML, cât și în zona creării documentelor, în special în domeniul documentației tehnice. Ne face o deosebită plăcere să ajutăm la îmbunătățirea condițiilor de învățare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, mai ales că fondatorii firmei sunt absolvenții acestei facultăți, iar aproape toți membrii echipei noastre au absolvit în Craiova fie la calculatoare, fie la Facultatea de Informatică. De-a lungul timpului, firma Synchrosoft s-a implicat în diverse proiecte împreună sau în colaborare cu universitatea, sponsorizând, de exemplu, concursuri de programare sau de robotică, dar la sfârșitul anului trecut am decis că este momentul să ne implicăm într-un proiect mai mare care să ajute facultatea și studenții pe termen lung.
Și după un efort de aproape un an de zile, colaborând excelent cu conducerea facultății, în ciuda situației dificile din 2020, am reușit să finalizăm acest proiect, Laboratorul Cyber Security, și ne bucurăm să-l putem inaugura virtual acum, odată cu începutul noului an universitar. Colaborarea Syncrosoft cu Universitatea din Craiova și Facultatea de Calculatoare în special, plănuim să continue și cu alte proiecte în viitor. Mult succes în noul an universitar! În cei peste 50 de ani care au trecut de la fondarea Facultății de Automatică, am cunoscut foarte, foarte mulți dintre dascăli și studenții acestei prestigioase facultăți, începând cu fondatorii săi, cu profesorii Belea, Ambrozie, German, Dobrescu și încheiind cu cei foarte tineri, cu profesorul Dan Silișteanu sau cu Cosmin Ionete. Am fost într-un fel fericit, dar și trist, pentru că nu au rămas aici la noi în țară, atunci când în turneele Teatrului Național din Craiova am întâlnit în diverse locuri de pe toate continentele de absolvenți ai Facultății de Automatică din Craiova. Pentru mine era o dovadă că școala românească este o școală extrem de serioasă și că pregătește de profesioniști desăvârșiți care sunt foarte apreciați acolo unde merg. Aș ura studenților Facultății de Automatică să poarte stindardul, să ridice din ce în ce mai sus stindardul acestei facultăți și să treacă cât se poate de cât se poate, ușor peste acest moment greu pe care îl parcurgem cu toții, pandemia, iar anul universitar 2020-2021 să fie unul încărcat de succese atât pentru ei, cât și pentru dascălilor.